Cele două tunuri pe care le pot admira toți cei care trec prin fața muzeului sunt două piese extrem de rare. Mai sunt foarte puține piese de acest fel care au fost păstrate în România și chiar în toată Europa. La ora actuală sunt rarități pe plan mondial. Știu ce vorbesc. Timp de 30 de ani m-am interesat inclusiv la Muzeul Armelor din Paris. Cândva au fost foarte multe, au fost două serii, calibru 53, calibru 57, cum sunt acestea, și care inițial au fost în poziții fixe în fortificațiile Bucureștiului. Tunurile fac parte dintr-un lot produs pentru armata română și au fost utilizate în Primul Război Mondial. Din cele câteva sute fabricate atunci, acum mai sunt păstrate în România doar câteva. Din sute au rămas nu știm câte. Unde au fost ofițerii mai destupați la minte și primari mai energici, câteva au fost salvate, sigur le interzicem să mai tragă, numai în cap unora armele din muzee trag, sunt legi încă din începutul secolului 20. Putem demonstra oricând că nu poate să tragă, oricum muniția aia nu se mai fabrică. La ora actuală, și cu asta vreau să închei, după cercetările mele și știu ce vorbesc, când puteam, am bătut toată țara, am vorbit cu colegi, mai sunt 6 piese. Două sunt aici, două sunt la Mărășești, la mauzeleul de acolo, și Muzeul Militar Central are o piesă. Tunurile au fost preluate de Muzeul Giurgiuvean în 1977 cu ocazia centenarului Războiului de Independență. De atunci ele sunt expuse la Giurgiu. Tunurile au fost restaurate prin grija muzeografului Florentin Breazu, de către singura firmă din Giurgiu care poate executa astfel de lucrări și care a utilizat materiale identice cu cele de fabricație, precum și vopsele și lacuri speciale, astfel încât să fie păstrat cât mai fidel aspectul inițial. Restaurarea roților a fost partea cea mai dificilă, fiindcă rotarii profesioniști sunt pe cale de dispariție, iar această lucrare a fost suportată financiar de muzeograful Emil Păunescu. Asta pentru a evita complicatele proceduri birocratice care ar fi trebuit respectate.